Action! Salut! În primul rând vreau să-i mulțumim lui Ovidiu că ne pune la dispoziție evenimentul ăsta. Eu, dacă aș fi după mine, l-aș face o dată pe lună, în fiecare județ, dar e foarte greu logistic. Adică să ne întâlnim cât mai mulți. E o chestie bună că ne întâlnim, uite, toți suntem din domeniu, discutăm, eu știu ceva, tu știi ceva, el știe ceva, învățăm fiecare unul de la altul. Ca să mă prezint, sunt Gianni, punător de muzică din 2002, cum îmi place să spun, și amestecător de sunete din 2007, fost MC. Mă pregătesc să mă pensionez, pe caz de boală. Și vreau, înainte să mă las, sau dacă mă las, să predau din experiența mea de 20 și câți ani sunt, altora. Trecem repede, nu vreau să vă rețin, facem doar maxim o jumătate de oră. Dacă aveți întrebări în timp ce vorbesc, puteți să spuneți. El este primul DJ din lume, Walter Winchell. În 1935 a început o emisiune la radio în care făcea un fel de petreceri, nu online, că nu putem să spunem online, la radio. Deci el a dat prima dată numele de disc jockey, cel care se joacă cu discurile. Așa. În 1925, primul difuzor vândut public pentru lume, ca să asculte muzică, așa arăta. Vă dați seama de unde am început și unde am ajuns acum? Seamănă. Da, ca și concept e același, uite. Cornul, tot magnetul în spate. Acum magnetul din ce în ce mai mic, cornul din ce în ce mai mare. În 1950 au început primele petreceri cu primele sisteme în Jamaica. Uitați cum ce boxe făceau. Dacă le vede Gheliuc, ar râde de noi acum, cum sunt puse. Acesta e primul mixer în 1971, lansat. Vedeți două canale, căști, microfon și aia era tot. De aici a început, ca să zicem, evoluția DJ-ilor în lume. Nu o să trec mai departe cu evoluția DJing-ului pentru că nu am timp. Ar fi fain să facem alt workshop despre asta. Cum s-a inventat scratch-ul prima dată din greșeală, când unul din DJ a pus mâna din greșeală pe vinil și și-a dat seama că sună mișto dacă îl face pe beat. Chestii de genul ăsta. El este unul dintre cei mai vechi DJ din România. Chiar vă recomand să-l căutați, să vorbiți cu el. E un om foarte deschis. E o enciclopedie umană, ca să zic așa. Vă povestește cum a început în anii 70 să pună muzică. Face parte din București foarte des. Da, da. Și știe muzică. Adică, și vă poate povesti niște chestii foarte interesante. De exemplu, cum a pățit la... Poate știți cu toții că a lucrat la Ring, în Costinești. Și Nicușor Ceaușescu, fiul lui Nicu Ceaușescu, a venit la el în pupitru. Și cum ne enervăm toți DJ când vine cineva, bagă aia. Și a zis, bă, dar tu cine ești, Dăncer, tu? Las că știu eu să fac program. Din seara aia a fost concediat și n-a mai lucrat la Ring. Deci să vedeți din ce timpuri vine chestia asta cu cererea de muzică la DJ. Ok. Ce vreau să vă mai arăt? Cine? Sorin Lupașcu. Are pagină de Facebook, are... Și eu un om foarte deschis, pot să-l prind și la petreceri. Într-adevăr, sunt unii care zic că nu e DJ pentru că nu face beatmatching. Dar... Și primul DJ care are documentar? A fost documentarul, a rulat prin toată țara, inclusiv la mine în Brașov a fost. M-am întâlnit cu el, am vorbit. Mie, sincer, nu mi-a plăcut documentarul cum a fost făcut. Foarte așa, sec. Dar discuțiile cu el au fost mult mai interesante decât documentarul pe care le-am făcut după documentar. Aveți întrebări? Foarte bine, vezi niște povești. Da. Și vinilurile acelea, majoritatea dintre ele, uitați aici, sunt originale din anii aceia. Aia e partea interesantă. Și le are trecute fiecare... Piesele care pune și de astea. Da, da. Nu, e direct pe vinil. Și le-a plătit... Da, să le... Păi sunt recordere de vinil.
Numai că e foarte scump. Să tragi muzică pe vinil costă foarte mult. Și pentru DJ care, cum sunt majoritatea de private, care băgați botezuri, corporate, nunți, nu cred că e o soluție să stai să bagi de pe vinil, chiar dacă te vede lumea. Lumea, știi cum e, până la urmă, lumea nu interesează de pe ce bagi, interesează ce aude și cum se simte. Din păcate. Că poți să vii, eu vin cu laptopul ăsta și fac un show mai tare decât el. Din păcate, repet. Deci nu contează echipamentul, cât contează cum se simte lumea. Ar trebui făcut un echilibru între echipament și feeling-ul de la party. Ce vreau să vă mai arăt, mai ales pentru DJ care lucrează în private, voi băgați foarte multe genuri de muzică. Și unele sună, și melodii, unele sună mai încet, unele mai tare. Asta e o chestie foarte nasoală, ceea ce se aude pe sistem. Și există soluții. Am pus aici o melodie de demo. Vă arăt cum făceam eu până acum vreo 7-8 ani, cred că. Cum egalizam eu piesele, piesă cu piesă manual. Și fac asta de 20 ceva de ani și încă fac. Dar nu cu metoda asta. Asta a fost prima metodă. Foloseam, dacă știți, cool Edit Pro. A fost cumpărat de... A fost cumpărat de cei de la Adobe. Adobe au Adobe Audition, au Adobe Video, multe chestii. Și domnul de la foto știe. Și ce nu înțeleg eu, bănuiesc că vedeți greșeala acestei piese, dar de ce apar toate piesele masterizate mult peste zero? Nu înțeleg. Și eu produc și muzică. Există limiter, există compresor, deci poți să faci din producție să fie în zero. 90% din piesele pe care le selectez, indiferent că e house, că e hip-hop, cu restul genul nu prea mă ocup, dar văd la astea sunt, uite. Asta nu e o chestie bună când e aici. Și eu am o glumă în muzică, că avem și fete aici, e ca la voi, când e pe roșu, e nasol. Înainte ce făceam? Aveam butonul acesta. Sau normalizer, da? Sau la cool edit era normalizer, aici a apărut butonul ăsta. Și dădeam încet. Până nu mai aveam... Dădeam mult mai încet, până nu mai aveam picurile alea. Dar, ce e greșit aici? Că eu îi luam din dinamica piesei. Nu mai aveam dinamica, nu mai aveam range-ul ăla foarte mare, știi? Îi luam... Nu mai aveam picuri pe roșu, dar îi luam din dinamică. Dar era singura soluție atunci ca să nu mai am pe roșu. Și uitați și... Phaser meter-ul mie îmi stătea bine. Când trece de 0 în sus și dă pe roșu, atunci ați distorsiuni. Mai ales când ești DJ și mixezi și bagi efecte, atunci te vei duce în zona aia. Și trebuie să ai grijă de chestia asta. O să vorbim și de asta mai încolo. Deci asta era prima metodă și imaginați-vă că făceam asta aproape zi de zi. Cu 10-20 de piese selectate din 100-200 cât apar zilnic. Asta mi-a afectat în timp și viața personală și că totdeauna eu trebuia să stau să mă ocup de muzică, nu puteam să plec într-o vacanță, nu puteam să fac nimic, trebuia să am internet, era greu cu internetul pe vremuri, cu stick-uri, cu semnale, cu chestii de genul ăsta. Dar există alte soluții. Prima dată, Platinum Notes. Vă dau aici și... Dacă vreți, faceți o poză. Deci ăsta e Adobe Audition, dacă vreți să-l descărcați. Asta e site-ul, puteți să faceți poze, să-l țineți minte. Sau dacă aveți întrebări pe viitor, mă găsiți pe Facebook, puteți să mă întrebați. Stai că n-am deschis aici plătit. Acesta e site-ul. Deci Mixing Cache și Platinum Notes sunt practic de aceeași companie făcute, special pentru editare de muzică. Și ai nevoie de amândouă? Da, o să explic acum de ce. Deci prima dată deschid asta în Platinum.
Ce-mi face mie platin? Stai să-l măresc. La configurare aici, eu mi-am făcut template-ul meu pentru că din când îl downloadez, el aici range-ul are la minus 12 decibeli, adică unde stă cel mai mult, unde e presiunea piesei. Mie mi s-a părut din teste făcute pe căști, de exemplu am și aici căști de producție, dacă vreți să vă arăt. Adică am făcut pe ceva sunet calitativ de genul ăsta, pe boxe de studio și mi s-a părut că e prea jos. Și atunci eu mi-am schimbat, puteți face și voi din setări, am dus la 9 decibeli și o să vă arăt și pe aia grafic. În rest nu am schimbat nimic. Ce ne ajută Platinum Notes? Avem chestia asta aici. Picurile. Nu o să mai avem picuri peste 0. Aici la ori n-am umblat, că nu vreau să-mi dea niciun efect, vedeți? Iar aici la corect pitch, iar e bine pentru voi cei care băgați la private, că aveți piese vechi care sunt făcute, registrate manual, de toboșari. Și ei vă dați seama că nu puteau fix ca metronomul, să zicem 128 BPM, era ba 127,5, ba 125,3. Și asta se corectează, ți-l aduce când o piesă nu e corectă. BPM-ul, ți-l aduce la 0. Da. Cu grid-ul o să-ți arăt cealaltă aplicație, îți face cue point-ul automat. Aici ai locația, selectezi unde vrei să... Eu am selectat să mi le pună, îți face un fișier separat, exact în folderul din care am importat eu melodia. Formatul, poți să scoți FLAC, poți să scoți WAV, poți să scoți MP3. Eu nu păstrez muzica WAV, pentru că și cu asta am făcut teste. Și muzica pe care am produs-o eu și ce au produs-o alți colegi de-ai mei producători de muzică, am pus să-mi pună MP3 și WAV fără să știu care e. Și am ascultat și în căști de genul ăsta și pe monitoare, nu mi-am dat seama și nici ei. Urechea umană nu sesizează diferența. Faza care e diferența dintre MP3 și WAV, WAV are o bandă mai largă de frecvențe, deci se poate duce pe mai multe frecvențe, și MP3-ul pe mai puține, dar muzica cu care lucrăm noi toți poate să suporte să lucreze doar în frecvențele de pe MP3. Important este să fie la 320 de kilobit. Dacă e mai puțin, deja simți. Dacă țineți minte că cu toții luam muzică de acolo, ten28.com, era 128, puneți o melodie de acolo dacă le aveți pe hardurile vechi și puneți una nouă să vedeți diferența. Nu s-aud în altele așa deschis. Asta e și la procesor aici alegi, dar ce nu vă recomand să nu băgați sute de melodii odată, că depinde de laptop sau PC ce folosiți, s-ar putea să se blocheze. Te duci aici la Adding Files. Cred că aia trebuie să o șterg, că am făcut un fin. Asta e originala. Vedeți câte clipuri are? Peste 4128 de ori trece peste 0. Și aici, dacă băgați mai multe melodii, toate vor fi aici la minus 9 decibeli, minus 9,5, minus 8,5. Deci toate vor fi aproape. Toate vor suna aproape la fel. La pitch correction nu avem cazul la piesa asta și aici îți arată când e gata. După ce e terminat asta, asta e făcută, totdeauna îți va pune până-ul ăsta, Platinum Notes. O deschid cu... Gândiți-vă că fac chestia asta cu mai multe piese în fiecare zi și le selectez pe toate, le deschid pe toate. Așa, aici avem titlu, astea nu contează prea mult, tempo ne arată, ne pune cheia, energia e în funcție de cât de dinamică e piesa, cue point-uri pune automat,
Acum, nu știu, n-am testat să văd dacă cue point-urile astea după ce le pune merg și pe Serato și pe Tractor și pe Record Box. Eu n-am testat. Dar pe Serato merg din... Eu, de exemplu, am avut un party, colegul meu aici, Morris, El Shake, mi-am făcut pe stick și am făcut un party pe munte, mi-am pus piesele așa. Și pe consola lui, pe ce consola ai? Așa? Nu mi-a arătat cue point-urile. Și era ciudat, dar pentru mine a fost plăcut, că mă simțeam ce ai că bag de pe vinil. N-am avut cue point-uri, era BPM-ul, bia, ba, mi-a arătat 125, 125,1, 124,9, totdeauna trebuia să corectez eu. Din joc, dar era interesant. Mie mi-a plăcut, dar când ești DJ la o nuntă și bagi sute de piese, nu mai e plăcut să tot stai să faci de aia, știi? Păi da. Pentru că aia lucrează cu Record. Dar asta zic, că nu am testat să văd dacă ăsta, mixing key, cue point-urile funcționează pe toate. Da. Dar puteți să vă faceți oricum la fiecare soft în parte. Păi și oare dacă pe Tractor, dacă îi mai dai o banalizare, dar oricum nu spune cue point-ul, da, nu are. Și există șanse, mai ales cum voi aveți piese și populare și de-astea, să nu-ți ia cue point-urile corecte, știi? Cue point-ul la ce te ajută? Cue point-ul te ajută că știi că tu de acolo, mai ales dacă ai beat-ul, începutul de măsură, de acolo începi, știi? Sau dacă vrei să intri direct de la pasaj, sau dacă vrei să sari, ai văzut că la consolă ai direct și sari la pasaj. Pentru asta s-au inventat cue point-urile. Păi trebuie să fie tot acolo, nu? Păi nu, ăsta doar scrie, nu șterge. Și depinde ce soft ai tu cu care pui muzică, de acolo ține șterge. De acolo trebuie să șterge. Tu le-ai analizat cu mixing key? Și după ale... Păi nu, ele rămân așa, cu cue-urile. Asta zic că poate... Poate există, nu știu, trebuie să ne interesăm. Uite, dacă știe cineva că... Pentru muzica ce-mi place mie, house și hip-hop, da. La populară și de sigur, dar e pentru fiecare. Da, asta acolo ziceam, că depinde... Pentru că nu cred că mixăm populară. Dar intri de undeva, depinde de... În sensul un obicei de la noi din Dobrogea, da? Care e găina. Așa, și am pus să-l remixez cu o tentă arabească. Da? Și am tot căutat găini care să aibă... BPM-ul constant. Și nu am găsit ușor. Am găsit la un moment dat până și am reușit să o remixez, să o fac arabească. Ai înțeles? Da. Ca la final să pot să o transform, să o mixez cu o arabească. Da? Și vorbisem cu lăutari, că mă cunosc cu o grămadă și zic, bă, am și eu nevoie de găină arabească. Pentru că am costume de arab și vreau să vină cu Tobi și cu găina îmbrăcați în arab. Nu în țigani. M-am spus puțin, da? Da. Am vrut să fac altceva. Și eu, fazele, ca la genul ăsta de muzică, îți iei tu repede manual cue point-ul și cât a dezvoltat tehnologia, cu un loop de 4, te duci, poți să intri cu numai piese de radio, poți să mixezi. Intri voce, deci, să zicem, cântă piesa asta de radio, vine ultimul pasaj, tu ai intrat cu vocea direct de la cealaltă, pe pasajul ăla, dacă pasajul nu are voce. Sau poți să te jonglezi, dacă e voce peste voce, dar nu se încalcă, dacă intră pe măsuri diferite, știi? Adică nu există limită, nu poate să te învețe nimeni, bă, doar așa mixezi. Sau acum cu stemsurile, să le ia. Da. Cu ce soft îți faci grid-urile constant? Păi cu ăsta, cu mixing key. Ăsta. Uite și arată cum le face, vezi? EQ de la începutul piesei. De la aici e primul pasaj. Eu nu vorbesc de cue point-ul de lip grid, vorbesc. Dar nu este bine gridul pe lip. Adică cea se rămână constant. Nu ca să-i faci aia, da. Tu vrei să faci lip gridul constant, ca să poți. Da. Exact. Ei, eu nu găseam o găină cu... Păi ăsta, cu record box-ul.
Normal, dar am înțeles că și Record Box-ul a cam început să o dea bar. Virtual, se văd că își modifică și modifică tractorul rămâne pe același. Dacă virtual acum asta o să fac. Păi, până fac virtual și virtual l-au făcut. Virtual și l-am și funcții de... Am și tractorul. Tractorul este cel mai automatizat soft. Bătăria pe soft-uri. Tractorul nu recunoaște o piesă dacă îi se modifică tipul melodiei. Am piesă house care gritarea e pe pătaia 2 sau 3 și dacă nu o iei după ureche, o dai în paralel. În tractor. La piesă de vești, unde ai atenție, atenție. Păi da, și după aia trebuie să o iei strict pe ureche, că dacă te iei după gridare și zici gata, i-am dat drumul aici, e total pe rost. Păi și eu. Da? Nu mai ai probleme, sper că mergi. Am înțeles că dacă îți dau și... Îți pune un pic de calar. Da. Tu îl iei, îl ștergi și pe primul și zici. Da, dar el dacă melodia și o schimbă timpul... Da, la doar poate ia ceva. Ai tractor, versiunea care o ai în momentul acolo de față. Acolo nu-i bine tractorul. Virtualul, în schimb, își modifică în funcție de... Da, și virtualul și recordul. Și virtualul. Și eu de-aia am trecut acum bine. Să sperăm că noul tractor care vine, să sperăm că... Păi da, dar... A venit, nu are nicio treabă. Nu, da, da, patrul ăsta. BVM reglabil, dar e, mi se pare slab. Deci Virtual DJ-ul are tot ce are absolut concurența. Am auzit că ce e mai bună zile și nu l-am cumpărat acum ca să scap de tractor, să iei pe virtual. Dar niciun soft nu o să poată să scoată chestia asta. Ai latență pe piesele retro. Astea sunt făcute de... Corect. Ai, dă voie, te rog, dă voie. Dai voie, latența, ce e latența? 1, 2, 3, 4, între 1 și 2, tu ai o milisecundă întârziere. Între 3 și 4 mai au milisecundă. Softul, indiferent că e virtual, recompoc, tractor, nu poate să ți le așeze. De aia ai jocul să te duci în față și în spate. De asta se întâmplă doar la piesă de retro. Perfect. Dar virtual DJ îți face grid-ul chiar dacă ai 128 și după aia să ai 100. Ți-l face cada pe retro, nu ți-l face. Atât o opere și mic, să dai să-ți arăt. Deci pe retro nu ți-l face, trebuie să dai de job, n-ai cum. Ălea-s făcute de mână, ca să tras masterizate și nu O problemă asemănătoare e chestia asta cu bitrate variabil. Multe piese le găsesc așa și le editez în... Bine, asta am salvat-o expres așa la 128... Adobe Audition. Și aici vezi exact dacă e variabil sau constant. 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 Problema când, încă de când băgam pe CD-uri, dacă îți puneai piese, îți scriai pe CD-uri piese cu bitrate variabil, se simțea când puneai, am testat chestia asta, două CD-uri cu aceeași piesă, date play în același timp pe același model de playere, una pleca mai așa, una mai așa, din cauza la bitrate-ul ăsta variabil. De asta trebuie să fie constant, trebuie să fie în parametrii ăștia la 320-40. Nu, asta nu e viteza, asta e felul cum citește softul sau CD player-ul sau asta cum citește melodia, știi? Nu, asta e rata la care a fost comprimată. Da, da. Trebuie să fie pe constant. Cu cât e mai mare, e mai calitativă. Da, asta e varianta maximă la MP3, 320 de kilobits pe 44.100 de Hz. Asta e setat de ei ca fiind cea mai bună la MP3. Cu cât e mai mică, cu atât sau de mai prost, dar și mărimea fișierului e mai mică. Și ideea e să fie constant. Dacă e variabil, v-am zis, se pot întâmpla cum vorbiți voi, sau cum era pe CD-uri, dar numai e cazul că nu mai băgăm. Toate lucrurile astea le învățați la școala de DJ. Nu știu cât dintre voi ați fost, o să vă... Da, și eu recomand cursul de DJ. Ce am vrut să zic ceva? Problema e să nu ne bazăm 100% pe tehnologie și să rămână urechea și creierul pe primul loc și pe aia tehnologia. Eu pot, dacă văd că nu-mi iese o trecere, nu s-a mai întâmplat de mulți ani, dar dacă nu iese o trecere, spune ceva la microfon, nu știu, bagă un efect, ai un delay, un eco, schimbi, mai ales la voi că băgați fel și fel de genuri, foarte greu. Uite, chestia asta am uitat să o spun la început.
Cel mai mare respect al meu l-am pentru DJ-ii de private. Voi faceți cele mai grele petreceri. Creierul meu și felul meu de a fi ca om, eu niciodată n-am făcut, nu fac și nu o să fac petreceri private, că nu pot. DJ-ii de private au fost DJ-ii de club. Nu, că sunt mulți care... Eu nu am fost la club niciodată, dar am și fac numai nuți botezuri private. Și la cluburi, 12 ani minim. Eu cunosc mulți care au început direct pe private. Da, eu am fost la urma, mai recent, cum ai zis tu, 12 ani, dar în 2000... Da, erau pe residiuri, da. Era muzică, retro, începe private, nu trebuie să merge în club, că îți bani. Asta e, da. Sunt multe diferențe. Păi ce să mergi cu 2300 de lei? Înainte te duceai la club și vedea muzică doar să te afiți, să înveți. O problemă mare e, nu știu, zic eu părerea mea, eu nu pot să mai număr 10 cluburi în adevăratul sens al cuvântului în România acum. Da, și open formatul ăsta s-a transformat foarte prost la noi. Că open format înseamnă să bagi absolut tot. Nu, open formatul era pe stiluri, era open format house hip-hop, erai, da, adică te duceai pe mai multe... Eu nu vorbesc de, că voi, la voi e alt, de asta zic că vă respect pe cei care băgați la private, că faceți cea mai grea ramură din România. Voi trebuie să băgați peste 50% ce vrea lumea, nu ce vă place vouă. Eu nu pot să fac asta. Deci, tu de câțiva ani te rupți cu DJ de pe private, că tu nu te rupți cu DJ de pe club. Nu mă lupt cu nimeni. Acolo e manea, tată. Nu, știi ce faci tu? Nu te lupți să-i aduci în lumea bună. Dar nu poți, exact cum a zis colegul, te-ai dus la club, îți dau 100 de euro, 200 de euro. Depinde de club. Când te-ai dus la un botez, îți dau de la 300 de euro. Dar tu, în momentul în care selectezi clientela, bă, care-i tema anunțului? Păi da, poți să faci. Care-i tema petrecerii? Da. Fiecare are stilul lui. Eu am prieteni care bagă la private și nu bagă deloc manele, de exemplu. Și selectează clientela. Da? Sunteți norocoși. Da, 10% înseamnă niște manele, poate mai ordinare. Eu nu sunt genul de care să zic doar îmi plac manele. Ba da, anumite manele chiar îmi plac. Da? Dar dacă nu s-a spus că nu. Sunt anumite manele pe care nu sunt obicei. Nu, ca să încheiem discuția ce a deschis-o el, că mă știe personal, eu am... Poate sunt singur din camera asta, eu nu supor manelele. Adică fac parte din minoritatea, să zic, de 1% din românii care n-ascultă manele deloc niciodată. Nici când beau, nici și așa nu mai beau de mult, nu mă mai băt. Și vă zic și de ce. Vă zic și de ce. Eu am avut o perioadă când mergeam prin cluburi prin țară ca invitat. M-am colindat toată țara. Și m-am lovit de interlopi în adevăratul sens al cuvântului, care m-au înnițat cu sabia, mi-au pus pistolul la cap. Toate chestiile astea rele mi s-au întâmplat când eram eu încăpățânat și al dracu și nu vreau să spun manele. Și asta mi-a amplificat ura. Eu respect lăutarii, oamenii ăia cei mai buni instrumentiști, unii sunt muzicanți, dar unii sunt și muzicieni, adică știu și muzică, teoretic. Dar nu-mi place, adică eu nu o să mă duc niciodată să... la lăutari să ascult, cu toate că ei cântă bine. Adică nu zic eu că ei cântă rău. Dar nu-mi place mie stilul. Eu spun nebunile mele cu muzica electronică, cu hip-hop, cu genul ăsta. Știi, fiecare om le are pe ale lui. De asta nici n-am putut să fac private. Dar nu înseamnă că în jur ăia de private sau... Și cum zice el, n-am nimic cu cei de private și nici nu vreau să-i aduc la club, că nu mai există cluburi. Eu am avut cu cei și eu am pornit discuția asta din 2016. Când au început să bage manele în cluburi. În cluburile de house și hip-hop. Că asta se băga atunci. Nu știu dacă ați prins cineva de aici. Da. Am început în 2000 cu manele. Retro și manele. Tocmai de aia recomand, mergeți la școala de DJ, vă ajută foarte mult. Ca să faci private, trebuie să faci club. Nu poți să faci private, să treci pe private, dacă n-ai trecut un pic prin club. Să mixezi, să ai tranziția pieselor, să știi ce e la un grid,
Da, dar nu mai există cluburi acum. Și nu contează, chiar dacă mixezi manele. Dar nu să le convine lor să ducă la un club unde și sunetul e prost. Sunt cluburi care n-au sunet așa bun cum aveți voi fiecare în parte. Crede-mă. Voi aveți sunet țiplă. Banii sunt puțini, vine ăia, țurlă în ureche, fă-mi aia, bagă-mi aia, fumă acum numai, că nu se mai fumează. Adică s-a degradat foarte mult viața de noapte. Sunteți vechi în domeniu, nu mai aveți răbdare. Eu personal n-am răbdare. Singura clauză când mă duc în club, bodyguard la pupitul tău. N-ai ce căuta la DJ. Vrei să saluci? Salut, te dai jos de la pupitul. Da, dar te lovești de alte probleme. Vin prietenii managerului, vine managerul cu el. Că așa a început, uite, lasă-mă să zic discuția, din 2016 am început asta. Veneau și ziceam, nu, și eram mai mulți prieteni de-ai mei care nu băga manele niciodată. Și au început managerii, bacă, uite, că a venit prietenul meu și a consumat, bagă-i lui dimineața, o mania două. Ai văzut pe moșul să bagi manele? Ai lucrat și cu moșul. Nu, te-ai dus pe o temă, Sunt cazuri particulare, știi? Corect, ce-ți păi nici eu n-am băgat manele. Fac un program de hip-hop cât de oră. Nu, dar când erau rezidenții singuri, știi, cât un rezident. Și le ziceam, bă, nu băgați manele, că zice, ai bă, Gianni, că tu ești nebun, că ce ai tu cu manelele? Că bag și eu una, două, fac 100-200 de lei dimineața și am plecat acasă. Și zic, fii atent, bagi luna asta una, bagi peste două luni două și în ani o să ajungi și uite unde am ajuns acum, că ne-am ghițit manelele. Bă, vreau să fac bani, să fac o pâine, să Da, a zis că face asta numai dimineață, când se închide. Și zic, bă, nu e ok, că se învață lumea și zice, păi tu dacă îmi bagi la 5-6 când ai închis clubul, de ce nu bagi și la 12? Hai și la 1 și la 2? Am avut o întâmplare cu un client la o petrecere privată. O zici, bă, de ce trebuie să aștept eu la nuntă? Eu sunt invitat, da? Și eu plătesc 500. De ce trebuie să stau eu până dimineața la 3 când pui tu manele? Și-am dat lucrurile. La private e foarte greu, ți-am zis. E... La și voi vă întâlniți cu... În principiu pleci oarecum și cu setul de acasă. Niciodată. Greșit. Nu? Nu. Unii da. La privat n-ai cum să pleci cu setul. Nu, nu, nu. La club. La club, da. La club poți să faci 4 weekend-uri acelea. Păi de la privat nu știi de la jumătate de oră ce se întâmplă. Și nu știi ce invitația este mers la școală de muzică la club, de muzică de club. Sincer, după părerea mea... Nu, școala de DJ... Ai făcut școala de DJ? Nu. Și de ce ești așa? Nu, revoltat pe chestia asta? Eu, unul personal, nu vreau să fac chestia asta. Eu, personal. Iată, dar ai voie să dau un exemplu. Da. Un exemplu simplu care îl dau eu la ceilalți la școala de DJ. Pe mine m-a învățat tata să conduc mașina pe câmp. Da. Eu știu să conduc. Tu ai fost mai prost decât mine că te-ai dus la școala de conducere. Ai făcut școală cu un instructor și ai dat un examen cu un polițist. Dar eu sunt mai deștept decât tine, pe mine m-a învățat tata să conduc pe câmp. Și conduc pe câmp. Și eu știu să opresc la stop și eu știu să cedez trecerea. Nu, balansează tu cam cum vrei. Hai să ne respectăm meseria. Da. Nu te costă o avere, crede-mă, dintr-un privat, dintr-un botez, ți-ai făcut 1500 de lei. Jones-i acum, am văzut că iară face o grupă la Cluj. Am făcut 3 sau 4 grupe la Sibiu, eu. Dar tot timpul, toate astea se fac. Eu pot să văd ceva de la tine, tu poți să vezi ceva de la mine. Câte școli de DJ au fost făcute în Dobrogea? A fost la Constanța, East DJ. Acum câți ani? Voi sunteți de acolo, de la Constanța? Pentru că eu am avut franciza de center DJ. Uite, vă promit eu, adunați-vă cel puțin 15 persoane și în secunda 2 trainere aveți acolo. 15, că noi... Ne-am chinuit să vă ajungem doi aici. Asta e problema noastră a DJ-ilor, pentru că nu suntem uniți. Acum a fost și cu inundare. Trebuie să ne știi că am un eveniment pentru tine. Da, fratele, înțeles, atunci suntem uniți. Deci dacă vă adunați cel puțin 15 persoane, aveți doi traineri, nu-i greu. Ca să încheiem subiectul ăsta, uite, vă dau exemplul meu. Din 2007 am început să fac muzică învățând de la alții, de la... Sigur ați auzit de White, cel care face piese acum cu Robert Georgescu. El a avut și proiecte mai vechi, New Effect, Deep and White, chestii de genul ăsta. La el am învățat prima dată, am învățat Fruity Loops, FL Studio. După aia, când mi-am luat un laptop sau PC mai bun, nu mai țin minte, mi-am trecut pe Cubase. Deja știam să fac muzică, dar acum, în 2023, pentru că mi-am luat un laptop nou MacBook, pentru că Logic Pro a fost cumpărat de Apple, am vrut să învăț să fac Logic Pro. Puteam să învăț liniștit,
să fac din tutoriale. Dar am ales, te cum zice el, nu contează ce experiență ai, m-am dus la Raul Rusu la București, la Demoga Music, la studiouri acolo, și am făcut cursul de producție muzicală. Raul Rusu este primul DJ din România care a acreditat școala de DJ la Mea Studio. Și are cursuri în continuare. Eu am fost la el personal, ne știm, am avut și două grupe. Deci ce se întâmplă? Noi facem cursul de DJ aici și mergem la București sau, depinde, dacă vin inspectorii aici să dai examen. El acreditează. Acolo, pe noi ne-au întrebat cine sunteți trainer. Afară. Deci ne-au tratat ca pe niște cunoaie. Afară. Și te duci frumos la pupitru, da? Ai două playere și un mixer. O mapă de CD-uri și îți alegi două CD-uri, da? Le introduci și zici două numere. 7 și 9. Trebuie să zici piesele, cum se numesc, și le mixezi. Retro, tati. Ești pe retro și cu latențe, cu joc, cu tot. Plus ecranele acoperite. Mi-am adus aminte de o chestie interesantă. În 2005, între 2005 și 2011, am avut un proiect cu un coleg de-a meu, DJ Nick. El era DJ-ul MC-ul, dar eu băgam muzică în urmă. Și când eram rezidență, era un club Boulevard, îi spuneam Brașov, ne plictiseam până venea lumea și puneam de pe, aveam 100 sau 200, nici nu mai țin minte. 200, că 100 nu arăta BPM. Și ne puneam bani de izolire acolo și eu îi băgam lui un CD, el mie, cu BPM-uri diferite. Nu, BPM-uri diferite ca să ne antrenăm urechile și creierul, ca să aducem la același BPM fără să vedem fizic. Asta m-a ajutat foarte mult în viață. Asta vă poate ajuta și pe consolă. Care nu aveți playere, faceți pe consolă, așa. Acoperiți ecranul și să nu vezi BPM-ul. Dar puneți două piese prima dată de oră. Apropiate cam de BPM-ul, da. Da. Și tragi de joc până nimerești. Și așa ți se formează creierul. Până în 100 BPM. Și atât le bătonezi. Ajută treaba asta foarte mult. De ce? Trecerea dintre două genuri. Dau un exemplu. Un rock and roll și un vals. Că după un rock and roll la... Cel mai simplu o faci cu efecte. La vals, dă-mi voie, scuze-mă că te întreb. Am mai avut întrebările astea. La vals ai 1, 2, 3, 1. Corect? N-ai 1, 2, 3, 4. E pe 3, pe 4, da. 3 pe 4, e pe 4, da? Pe 4. Nu ajută. 1, să țineți minte. 1 e sfânt la DJ. Da. Prima bătaie. Nu l-a lăutat. 2, 3, 5, 7, 12. Tocmai de aia, 1 e sfânt. Dacă ai dat 1, sunt multe din melodiile, din muzica din până în anii 80-90 care sunt 3 pe 4 făcute. De exemplu, eu am făcut un remix la Phoenix la Nunta. Nunta e 3 pe 4. Și extendul am, deci partea intro și outro l-am făcut de 4 pe 4, să poată fi mixat, dar după aia a trecut în 3 pe 4. Sau l-ai dat jos? Nu, că e pe blogul meu, pe YouTube, la fiecare... Nici nu au apărut de la Gian, deși deja e în țară. E suficient să țin de ție. Toți avem câte un prieten, câte un prieten. Vrei să faci școala la ce? Spune, te rog. La școală de DJ. Ca să faci școală de DJ. Trebuie să asculti și muzica înainte sau? Cel mai important este să asculti foarte multe muzicale. Și din cât mai multe genuri muzicale. Și te spui de... La dacă ai clienți pe genul ăla... Anii 75 aici în mai bine. A căzut că te poți de la... Nu te poți de la... tractorist, te sui pe tractor, te duci... Deci să spui muzică, n-ai. Sau poți... Există și modalitatea pe care tu o spui, să mixezi pe cubă reală, pe tipă reală, de exemplu, și să te duci înapoi pe retro. Crede-mă. Înțelegi? L-am întrebat cu un DJ care era la eveniment. DJ sau ambulator de muzică, hai să ne organizăm. În spate, pupitul e DJ. Eu îți pot la pizza. Știu. Și l-am întrebat care urcă piesa lui Ava. Asta se întâmpla în 2012. Ultima piesă lui Boniem. Dar depinde și ce vârstă avea la momentul respectiv. Dacă eu... Dacă are 18 ani... Uite acum, întreabă un băiat de 18 ani, n-are de unde să știe muzică. I-am zis dacă are piesa, ultima piesă scoasă, păi o caut în calculator să văd dacă am. Poate că tu o găsești, perfect. Asta înseamnă că nu cunoști muzica, nu știi artiști. Dar contează mult vârsta DJ-ului. Spune jukebox. Știi ce este foarte important pentru un DJ? Să-și cunoască muzica din repertoriu, din laptop. Diferența între copy-paste și diferența între lua CD-urile, te uiți, scrii, mi-a dat pe vreme. Scrie, 4 piese la, până la timp.
o casetă audio. Deci acum e extrem de simplu să fii DJ. Te duci cu un stick și ai văzut la playere și la revedere. Înainte că ai mape, unde e piesa, contai... Dar ți-am zis, difer, contează foarte mult vârsta. De exemplu, nu ai pretenția de la un DJ care are 18 ani să știe muzică cât să știe Sorin Lupașcu. Păi stai, asta nu înseamnă că nu știi tu sau eu, sau noi care facem chestia asta de ceva ani, nu știi muzică dinainte să ne fi născut. Păi da, dar el poate n-a avut timp încă să s-o descopere, știi? Muzică și am mai auzit-o și am mai ascultat-o. Da, dar tu la 18 ani nu știai atâta muzică cât știi acum. Clar. Asta e ideea, știi? Clar. Adică depinde de vârsta DJ-ului. Nu putem să-i critici. Nu poți să știi toată muzica pe care mai ești la plăbă. Am putut aici la tine, la Brașov. Am un copil de 18 ani. Sunt că... Care au... Atât. Nu ne interesează altceva. Mai vreți să vorbim ce am vorbit până acum sau continuă? O chestie simplă cu reglatul, asta e valabil și la consolă și la mixer. Cum am zis și mai devreme, niciodată când e pe roșu, ca la femeie nasol. Să nu ajunge niciodată pe roșu, nicio circunstanță. Cel mai simplu, când, să zicem, mergem pe canalul ăsta, pe 1, da, dăm drumul la melodie, level-ul ducem până sus de tot, ăstea să rămână în 0, cum spunem noi, sau la 50%. De aici începem de la minus infinit și urcăm, asta zic când facem reglaje. Urcăm, să nu niciodată să nu ajungă pe roșu, ideal e aici să fie în 0. Adică totul să fie liniar. Da. E ok să ai picuri pe galben, dar ideal e să fie aici în zero, uitați. Diferă la diferite console, la mixere. Uitați că aici intră pe roșu doar la 12 decibeli, aici deja la 4 decibeli intră pe roșu. Așa e făcut. După ce ne-am reglat canalul ăsta cât să nu intrăm pe roșu, ne reglăm microfonul, că cu siguranță voi vorbi și la microfon între timp. Mai dați dedicații chestii de genul ăsta. Aici, în funcție de vocea fiecăruia, ideal e așa să mergi cu reglajele, să ai egale joasele cu altele, dar dacă eu, de exemplu, am avantaj, e și un dezavantaj și un avantaj. Eu n-am putere în voce. În momentul în care folosești microfonul, da, și ți-ai dat medie înaltă după vocea ta, în momentul în care ești... Pe asta urmează, să zic. Deci, ideal e să mergi așa, joasele egal cu altele. Dar sunt oameni care au mai multe joase în voce și trebuie să tai din ele. La unii tai chiar la 0, la minus 12 aici. Depinde. Și eu, de exemplu, merg și la multe conferințe și vorbesc speakerii. Și la unii le tai de tot pe mixerul de cel folosim noi. Și după aia vă dați volum cât să se audă împreună cu piesa, dar nu mai tare decât piesa. După aia dați masterul aici, niciodată peste 0 decibeli și... Când faceți, deci cum am zis aici, până să nu se ducă în roșu, ăsta vă dați cât să vă auziți voi în boxe, dar niciodată în timp ce vorbiți și cântă și muzica să nu se ducă pe roșu. Și atunci vei avea un sunet curat. E valabil, uite, vorbeam și cu colegul meu, cu fotograful, el când înregistrează și la conferințe sau la party-uri, e ok când fac probele DJ-ii doar cu muzica, când se apucă să vorbească la microfon, deja lui trimite distorsiune. Chiar dacă el trimite prin master out, să zicem, și e 0 decibel, deja sunetul pleacă distorsionat. Pe rec out, am vrut să zic. La microfon, lași fader-ul de pe piesă jos. Că dacă nu neapărat că... Și la Nexus 2 și la Nexus 2 la fel. Mie nu-mi place chestia asta cu datul jos. Mie nu-mi place, nu știu, fiecare faceți cum vreți. Eu m-am obișnuit, v-am povestit că lucram cu Nic, el stătea, avea treaba lui cu mixerul, eu mă duceam între lume, vorbeam la microfon. Nu intram pe roșu, nu făceam microfonii, nu făceam nimic. Eu căutam cu urechea mea să vorbesc pe pasaje, între strofe, niciodată să nu vorbesc peste refren, chestii de genul ăsta. Asta le înveți în timp. Acum, dacă îmi pui o piesă, deja fac din picior așa și știu măsura. Știu când urmează pasajul, dar asta se face în ani, nu ai cum să o înveți de prima dată. Ca și întrebare, avem vreun MC pe aici? Toți vorbesc. Să nu cânți peste piese. Dar aveți voi tendința aia, am fost acum recent vreo 14 DJ-i la o multă de DJ-i, sunt bătate în timp și el era Tiesto, știi, peste piese, taci dracu, că ești beat, du-te acasă. Sunt MC în lume care sunt și cântăreți, care au făcut piese. Uite, dăm exemplu că pentru toți a fost un exemplu Geo da Silva, care a și... Deja vorbim de nume mari, nu vorbim de Vasile din
Da, că a murit, săracul. A murit. Cine a murit? Fatman Scoop. Fix pe scenă, da. Fix pe scenă, da. Da. Și lumea râdea, credea că e beat și a căzut în spatele. Da, da, și mort. Alte întrebări legate de chestiile astea? Și la efecte. Totdeauna când folosești orice gen de efect, îți va crește master, îți va crește volumul. Deci de-aia trebuie să ai grijă. De obicei, eu când foloseam, să zicem, un efect, tăiam basul și dădeam efect în același timp cu mâinile, ca să nu mă duc în distorsiune. Dar astea sunt chestii ce le faci pe moment și le vezi și îți dai seama pe moment atunci că, cum v-am zis, nu există să te învețe cineva, bă, trebuie să faci fix așa. Ca DJ. Păi da, dar te învață tehnică, dar nu va spune niciodată. Dar nu-ți va spune, bag așa, fă așa. Iar o chestie la efecte, am auzit și chiar și la Grasul XXL în concerte. Nu știu de ce îi face chestia asta. Îi dă ecou și ecou nu este sincronizat după BPM-ul piesei și sună foarte aiurea. Vocea lui se duce greșit, nu are concordanță cu BPM. Dar la mixele ăsta e foarte ușor, că are automat. Eu trebuia să-mi fac înainte manual totul. Era mixerul 500-600 ce am prins atunci. Mai vorbim despre asta? Mergem înainte. Nu mai avem mult și pe aia mergem. Cum să ții microfonul corect și reprezentat și cu grafic? Eu m-am lovit de chestia asta cu chelul de la Paraziții. Am lucrat în 2013 la Tineretului și mereu și la probe și în concerte i-am explicat, nu e ok să ții, bă, mă doare în pulă că așa vreau eu să ții microfonul, că așa sună mai bine. Eu îl înțeleg, e artist, facem ce zice el ca sunetiști. Dar, uitați, dacă ții așa și așa, frecvențele sunt în linie. Și un dege, dacă ai pus pe capsulă, deja se duce în jos și stai din înalte, mai ales când ții capsula așa. Da, pentru că îți mărește frecvența de joase și îți face microfonie pe joase. Și asta e așa. Nu e ok nici să ți se lipești de buză, nu e ok nici să ți de bărbie, nu e ok nici să ți la distanță, pentru că își pierde din putere capsula la microfoanele astea normale. Ia capsula numai pe aici, cum îi zice, captează sunetul, nu prin laterale. Deci aici degeaba vorbești, că tu duci sunetul încolo și capsula e așa. Și aia... Eu, de exemplu, mă obișnuisem când eram MC, țineam așa și cu degetul și îmi țineam degetul până așa, aveam distanța asta de 5 cm. Cam asta a fost, dacă vreți să mai vorbim și altceva. No. Mergem să vedem testă în continuare. Mersi, caz. Prima dată, la școala de DJ. Prima dată treci prin Platinum Lux și după aia prin SMK, da? Da, că Platinum, Platinum întâi îți egalizează tot ce e nasol, da, și Mix SMK doar îți face BPM-ul cheia și ăsta. Mersi mult.